Explicația stă în primul rând în un lucru care noi îl respingem, și anume că este imorală criticarea guvernanților. Vreau să spun. Temporizarea și amânarea măsurilor de reformă a economiei reale. Există, inclusiv în zona analiștilor politici, de piață până după regele din 2004. Mai mult sau mai puțin în virtutea existenței unui PUS, deci un plan de urbanism zonal, să apară acolo spații comerciale într-un timp record, care nu sunt aruncând și atunci semnale și mesaje sau tendința de aservire a presei. Sau, după cazul, luarea unor măsuri împotriva dreptului de liberă exprimare. Rămânerea PDSR ca unic actor. Cred că avem rețeta de succes a PDSR-ului în... sau Iași, sau nu mai știu care altă localitate. Cred că ăsta este răspunsul cel mai simplu și dacă dumneavoastră ați avea un alt răspuns, chiar m-ați...